un nume Blum Zoltan, am născut în comuna Fireșul Gherlei, 1927, 10-a, 10-a. Am avut copilărie frumoasă, am fost în familie patru frați și o soră și împreună cu părinții. Părinții mei având o mică prăvălie și am trăit destul de bine. Nu a fost așa ușor, dar destul de bine. Noi mergeam la școală și am trăit împreună cu vecini. Am avut și români, și maghiari vecini și nu era nicio problemă. Până în anul 1940, după ce a intrat armata maghiară în Ardeal, a început o mică persecuție. Tata, având o mică prăvălie, i s-a luat dreptul de a vinde, îi spune, monopol de stat. Asta însemna petrolul, însemna sarea, însemna băuturi alcoolice care erau sigilate. Așa că a început ca să trăim tot mai rău, pentru că nu a avut niciun câștig, că nu a fost voie să vândă aproape nimica. Și asta a mers așa, cu greu, cu vai, până în 1942. În 42 am avut un frate, l-a dus la armată. L-a dus la armată și peste puțin timp a venit un ordin că să dea hainele militare înăuntru și a trebuit să se trimite părinții de acasă haine civile. Și așa și-a făcut armata cu haine civile. Asta a fost în 42. În 43 a chemat la lucru un alt frate, tot cu haine și cu haine civile și cu lucruri de acasă. Părinții au început să sărăcească foarte greu și am dus-o foarte greu. Asta așa a mers până în 44 mai. Adică fratele a dus la lucru, părinții au dus-o greu și noi am dus-o greu. Și în 44, da, am rămas acasă eu și un frate, sora, pe lângă părinți. Mai fiind evrei în sat, având cai cu căruță, noi mergeam la ei, îi ajutam, lucram cu cai cu căruța. Pentru că și la familie unde mergeam la cai cu căruța, erau două familii, una era Doaic Gheda și unul era Faiștea Ludovic. Și eu și fratele meu ne-am dus într-o dimineață, mai 4, ca să ne aranjăm cu căruțele la familie, ăștia două familii. Eu o familie și fratele la altă familie. Și când noi locuind mai la distanță de la centru, la centru era primăria, cineva a ieșit din primărie și a spus că poftiți înăuntru în primărie, eu și cu fratele. Și am intrat în prăvălie, în primărie, și acolo erau doi jandarmi maghiari care au spus: în numele legii sunteți arestați. Noi fiind copii, n-am știut că ce este, am vrut să ieșim și nu ne-au mai permis să ieșim. Nici acasă, nimic, așa am stat lângă ei și de acolo ne-au dus unde este în Fideș Biserica Românească. Acolo a stat lângă biserică. Evreul ăsta, noi spuneam evreu sărac, pentru că s-a ocupat cu cârpe și cu vase de lut. El cumpăra cârpe de lână și evreul ăsta sărac, îi ziceam noi, el ideea vase. Ne-a dus acolo pentru ce? Nu ne-a mai primis ca să ne scape de mână. Ne-a dus acolo la vetul, și la ăștia ne-a spus imediat să se îmbrece și să se iasă afară, având un car mic acolo, orb, i-a pus în căruță și de acolo am venit pe marginea satului până la părinții mei. Și când am intrat la părinți, mi-au permis să intrăm în casă, dar deja părinții erau conjurați de premilitari, ce spune? Îi spune Leventel în bungurește, premilitari au conjurat casa, deja părinții se pregăteau că jandarmii erau în casă. Și atunci mama ne-a spus că în evreiește, așa pe scurt, cât au putut vorbi, să luăm haine pe noi, și eu și fratele, și după ce am luat ceva haine, ne-a permis de am ieșit,
dar nu mi-aduc aminte de alimente ce-o luat părinții. Eu cred că nu-o luat nimic, că n-am avut rezervă. Părinții nu pot pregătiți pentru așa ceva niciodată. A fost persecut, așa mai departe, nu ne-am gândit că... Asta. Da. Și înainte de a... Mă rog, aici vreau să corectez ceva. Înainte de a fi deportați, noi am trebuit să purtăm steaua galbenă. Eram... Dacă se uitau în sat la noi, toată lumea se uita că de ce purtăm noi steaua galbenă. Țăranii nu prea știau de ce se întâmplă, dar noi am simțit deja. Și de acolo când am intrat în casă, ne-am îmbrăcat, au luat părinții parcă, nu știu, sigur, un pic de făină și ce-au avut acolo și pâine ce-au avut făcut acolo, că nu au fost pregătiți. Ne-au scos și am venit la altă familie evrească, cu păpază, cu jandarmii. Acolo au fost două familii, una Feierstein, una Weiss și una familia Deutsch. Ăștia toți au avut cai căruța lor. Pe ei i-au pus în căruță, i-au dat organizat afară și i-au pus pe căruță. Am intrat în centrul satului, acolo au fost alți două familii de evrei. Total am fost 9 familii de evrei, cu doamne cu ăsta, dar bărbață nu, deja au fost dus la lucru. Și de acolo i-au pus pe căruță și cine i-au putut merge pe jos, trebuie să mergem pe jos. Și jandarmii lângă noi, și până la ieșirea din sat, au venit cu noi primarul, viceprimarul și câțiva băieți de ăștia Levente, care îi spune, au venit cu noi ca un fel de pază, să ne pădească, să nu fugim. Și am ajuns la Gherla, la Gherla ne-au dus la fabrica de cărămidă și ne-au băgat, acolo erau, așa îi spunem, uscătoria de cărămidă. Acolo de deja era foarte multe lume care deja din Gherla dus acolo. Noi ăștia din Fide și din comunele învecinate, tot pe rând ne-au adus. Asta au ținut cam 2 zile. Dar mă dat să spun ceva, înainte de a scoate pe noi din casă, la mama și la tata le-au luat cei din ureche și inelele, verighetele de pe mână. Și fără niciun procesional, fără nimica, și am intrat afară cărămidă, m-am spus că ne-au băgat în bărăci acolo, cum se spune, unde se usca cărămida, un fel de șopru. Acolo, fără... Ne-au pus acolo, nu mai știe nimeni ce se întâmplă cu noi. Erau deja evrei, familii din Gherla, din jurul Gherlei, Clot, toate părțile. Și familia a început să se unească, neamurile care s-au cunoscut. N-am avut ceva verișor din Gherla, tata a avut ceva frați din Gherla, din Sânicoara, tot și tot am căutat ca să fim cam la un loc. O trecut o zi, două, nici noi ca copii, nici părinții nu vorbea nimeni de mâncare, că nu a fost mâncare, nu a fost pregătit să aducă mâncare. Așa, parcă mi-aduc aminte, mama a făcut pe ceva cărămiz un fel de plăcintă, un fel de mestecat apă cu făină și i-a pus acolo. Nu aveau sare, nu aveau nimic la îndemână. Și asta a fost cam în jur de vreo 10 zile, fără apă, fără hrană. Dar la fabrica de cărămiz acolo, pe ăștia care au fost mai înstăriți evrei din Gherla, i-au dus pe un dâmb acolo în afară din șopru, și au început să ardă picioarele, erau familii Terechi, îi spunea, ca să spună unde e aurul, dar ăștia nu au avut aur pentru că se ocupau cu animale și cu agricultură și mai departe. Dar asta noi nu ne lăsa acolo, pe ăștia i-au despărțit. Și între timp tot la fabrică, tot umblau între noi, cine mai are verighete, cine mai are aur, să predea. Și acolo, fără apă, fără nimica, fără WC, fără nimica, ne-au ținut cam jur de 10 zile. După 10 zile ne-au îmbarcat pe jos cum am putut, ne-au dus la Gherla, la gară. Dar nu în fața gării, ci în spatele gării, pe o linie moartă, cum se spune românește. Și acolo ne-au pus în vagoane de vite, erau și geamurile bătute în cuie,
și ne-au îmbarcat pe toți bătrâni, copiii, care cum au putut. Și ne-au dus la Cluj, tot la fabrica de cărămidă. Dar vă spun sincer, nu mai știu zilele și orele, pentru că eram copii, nu ținem cont că ce vie este, ce oră este. Ne uitam unul la altul, părinții la noi, noi la părinți. Noi copii nu avem curaj să cerem nimica, că știam că nu au nimica. Și după ce ne-am îmbarcat în vagoane de vite, închise, ne-au dus în fața gării și au închis toate ușile fără nimica, fără nimica. Și a fost foarte mulți acolo, nu se ține cont nici de bătrâni, nici de copii, nici de nimeni. Ne-au băgat acolo, fără apă, fără nimica, fără mai bine. Și la Cluj, iară, nu știu precis zile cât am stat, parcă vreo 10 zile și acolo, și ne-au îmbarcat. Părinții, iară, se uitau unul la altul, neamurile, rudenii, noi copii, tot vorbeau că o să ne ducă undeva la lucru. Și când s-a terminat războiul, să ne aducă înapoi. La Cluj, iară, ne-au îmbarcat tot așa vagoane de vite, închise, geamurile închise, metii bătute în cuie, ca să nu mai vedem nimic afară. Acum, noi copiii n-am avut ce căuta la geamuri, dar care aveau mai putere, mai căutau să se uite prin ceva găuri, să vadă unde mergem, ce facem. Și așa am mers, vă spun sincer, nici acum nu știu zilele, eu cred că am avut 3-4 zile. Atâta știu că am ajuns undeva pe Ungaria. Bătrânii vorbeau acolo că ei mai cunoșteau ceva. Acolo s-au deschis ușile. Să vreau că e la Coșo, unde pe Ungaria, nu știu precis unde. Și acolo ne-au deschis ușile și ăsta, armata maghiară și cu jandarmii, mai mult jandarmii maghiari, au umblat ca să vedem ce mai avem încă la noi. Și apoi nu mai avut nimeni nimica, pentru că s-au luat toate la fabrică, cărămidă acasă și... Și după aceea, după ce s-au scoborât ei, ne-au predat la soldații germani. Așa îi spunem noi după aceea, am știut că SS. Vă zic că la Coș a fost predarea de la jandarmii maghiari la jandarmii germani. Și am ajuns, cam după vreo 3 zile, am ajuns, noi n-am știut unde, acum eu nu pot spune înainte că unde am ajuns. După ce ne-am dat jos, se discuta că aici este Auschwitz. Auschwitzul ăsta este un loc, un fost, așa se discută, că a fost o mlaștină acolo și s-a făcut un lagăr foarte mare. Dar noi n-am știut până nu ne-a dat jos din vagon. Ne-au dat jos, indiferent, erau morți, erau bătrâni, erau vii și așa mai departe. După ce ne-au dat jos, atunci am văzut că erau în fața noastră și soldat german, așa și le spune, era în fața noastră și deținuți cu haine vărgate, cum zicem noi românește. Dar noi n-am știut cine sunt. După ce ne-am dat jos, era ofițer acolo. După ce am despărțit, am știut, ofițer care ne, așa se spune, că selectar ne-a ales. Bărbați într-o parte, bătrâni într-o parte, femeie într-o parte, dar era o parte unde s-a ales care a fost pentru muncă. Ăștia care a fost pentru muncă era un ofițer care făcea cu mâna. Tu la dreapta, tu la stânga. Și a fost un ofițer care se făcea selectarea. După ce am ajuns de acolo, am știut de la alții că l-au chemat Mengele. Îi spune că un criminal foarte mare. Acum, trebuie ca să mă înțelegeți un pic ce s-a întâmplat. Era așa,
o parte pe dreapta și o parte pe stânga. Care erau pe dreapta erau pentru muncă selectați, restul era selectat pentru altceva. O să răspund la urmă, că nu pot să răspund ce s-a întâmplat amândouă lucruri. Noi ajuns la lucru, ne-au selectat pentru muncă și ne-au dat o colonare, încolonat cu sute, să nu credeți că acolo a fost 10-20, era mii de oameni, mii și mii de oameni. Ăștia care au fost pentru muncă, dar noi n-am știut după ce am știut. Ne-au băgat într-o baracă foarte mare, un fel de magazie foarte lungă. Acolo ni s-a dat ordin ca să ne dezbrăcăm și erau șopuri celălalt magazin, cum îi spune, erau bătute cuie. Și ni s-a ordonat acolo ca toată lumea să uite la număr și acolo să spună hainele când ne bagă la baie, să facă baie, că vezi, Doamne, după atâta timp n-am făcut baie și să ne spălăm. Și după ce am intrat, s-au închis ușile și când ne-au dat un pic de apă rece, că s-au văzut pe noi, nu ne-au mai dat voie să ieșim pe unde am intrat. Am intrat pe altă ușă și acolo erau, cum am spus, când am dat jos, au fost deținuți, ăștia au fost evrei care au fost deportați în 39 în Polonia. Ei făceau munca de birou, ei făceau munca de care ne împărțea, care unde să meargă, ce să facă. Și prima dată, primul lucru după ce am ieșit din baie, ne-o tuns, în toate părțile și capul și tot ne-o tuns, și numerotat. Ce înseamnă numerotat? Număr. Eu am primit numărul Auschwitz A 10.919. Și un frate care a fost mai mare ca mine, după mine, a fost 10.920. Da. De aici, 10.919 și ale fratei a fost 10.920. De aici încolo, pe bază de numărul ăsta, la alt deținut care spun că făcea serviciul ăsta, unul a dat un pantalon, unul ne-a dat un veston, altul ne-a dat o cămașă. Vă spun sincer, nici acum nu știu, eu cred că izmenie sau așa ceva nu s-o dat, decât pantalonii. Și s-o dat ceva bocanci cu tarpă de lemn și un fel de cârpă, un fel de ciorap, dar nu era ciorap, era ceva cusut acolo. Vă zic că de aici acolo ni se spune că voi sunteți limba germană Häftling. Nu știu ce înseamnă, după aceea am știut că înseamnă deținut. S-a făcut selectarea aici, vă zic că am primit hainele ăștia. De aici ne-am colonat, de la Auschwitz cam la vreo 10 km, ne-am colonat, dar asta nu a fost într-o zi s-a întâmplat toate astea, cam în 2-3 zile, dar asta nu se poate explica, pentru că eram copil, nu am putut eu ține conturi de zile și de astea. Și ne-a dus, așa îi spune acolo, după ce am știut, Buna. Era un lagăr foarte mare și ne-a dus acolo, de aceea n-am uitat niciodată că Buna se apropie de limba română, Buna. Și n-a zis cuvântul ăsta, n-am uitat niciodată. La Buna ne-a băgat acolo între bărăci. Ne-a împărțit pe bază de dormitoare, cum s-a plâne în bărăci. Dar să nu credeți că 10, 20 sau 4 sau ceva. Era 4 suprapuse, 3-4 rânduri și era ceva, un fel de talar sau paie, nici nu știu ce a fost acolo, și o singură pătură. Și acolo când ne-a băgat, ne-a băgat cam unde ar fi încăput, 10, eram cam 20. Ne-a băgat acolo, ăsta. Dar nu era voie să ne atingem de paturi, eram între paturi acolo. După cam vreo zi, ne-au repartizat în dormitoarele, dar în dormitoarele ăștia erau, le spune, blocherster, comandanții care erau tot deținuți, dar deținuți germani. Deținuți germani care i-au scos din închisoare, care au fost așa criminali, politici,
care erau religios, ales spune biber. Și fel de fel de... Și ăștia erau foarte mari deținuții criminali, erau foarte periculoși. Că ăștia erau condamnat, îl scot din închisoare și au băgat șefi între noi. Și erau cu haine vărgate, dar erau între noi. Ei erau comandanții de dormitoare, spune... Ăștia împărțeau mâncarea, ăștia ne scura dimineață și așa mai departe. Și s-au întrebat într-o zi, ne-au adus, într-o dimineață, mai bine zis, s-au făcut, nu să dea nimica până dimineața nu ne scotea, în fața blocului, spune, nu, până când nu ne număra, trebuie ori viu, ori mort să fii la îndemână. Vă zic că numărătoarea care am avut pe mână trebuia să iasă, știți? Pe bada asta am primit un fel de pâine, 200 de grame, cam așa, nu știu precis. Era pâinea făcută din ceva mavere neagră. Unii spun că era făcută din castane sălbatice, cum zicem noi acum aici. Și dată prin rumeguș, nu prin făină cum să faci acasă făina. Fiind prăvânzând de atâta timp nemâncați, și se întâmpla când primeam pe bucățica asta de pâine un fel de marmeladă. Unii spuneau, care mai știau, mai ăsta, că nu-i făcută din legume, din fructe. Unii spuneau că e din făcută din ceva cărbune, ceva așa ceva, nu știu precis. Dar fântul nu mai conta, l-am mâncat. Și era zic că se punea pe ăsta un fel de cremvurș, nu cremvurș, vurș numai, dar puțin, cam 5 grame, cam așa ce era. Și era flămâns, da, eram flămâns, așa eram deja de flămâns, că trebuia să repede să pui în gură, pentru că dacă nu, cum eram și eu mai slăbuț, mai mic, mai nu știu ce, finea și ținua din gură, că și între noi am fost fel de fel de oameni, fel de fel de... care nu mai puteau răbda de foame, știți, erau stari la orice ce, numai să mănânce ceva. Asta că s-a făcut apelul, am primit mâncarea și ne-au dus, îi spunea Upper Platz, un teren foarte mare, echipuiesc în fiecare dimineață se număra, eram în jur cam 23-22 de mii de oameni. Erau împărțite între dormitoare. Comandantul ăsta de dormitor îi dea raportul așași. Dormitorul cu tare, blocul atâția oameni, vii sau morți. Dacă erau morți, trebuie să fie la capătul coloanei. Dacă erau vii, eram... Dar continuu trebuie să fie câte 5. Continuu trebuie să fie numai câte 5. Și după ce s-a făcut apelul, așa îi spunea pe plaț, toți dormitorii ăsta, vine un german, un eșeș și trebuie să predai la ei numărătoarea. Spune așa, atâția sunt prezenți, atâția sunt morți și așa mai departe. După ce s-a terminat toată raportul ăsta, să nu credeți că asta s-a întâmplat într-o jumătate de oră sau... Era ore trei și nu conta vara, iarna, frig și așa mai departe. Și erau mai ales acolo, Polonia, un pic, clima mai un pic mai... rece. Ce s-a întâmplat? După aceea ne-a făcut coloană de mărți la lucru. Acolo era alt comandant, îi spunea capul. Acela ne prelua de la locul unde eram rândul pentru dormitoare și făcea altă echipă. Pe echipa asta trebuie să mergem la lucru cu capul în frunte. Când Vasica a terminat apelul, ne-a băgat la coloana pentru lucru. Când ieșem pe poartă, iară tot cu 5 trebuie să ne ținem de braț, la poartă iară ne număra. Câți fiecare grupă de lucru, câți oameni are, că erau cu înregistrări acolo, și câți este la muncă. Ca să ne poată mai bine număra, tot dintre noi care erau mai vechi, polonezi, francezi, mai departe, eu selectat, a fost muzică. Trebuie să mergem pe bază de fanfară. O să zic că suna fanfara, asta fanfara era la poartă. Pe un fel de podium acolo,
ca să ne poată număra și să călcăm după fanfară. Asta era continuu dimineața în eșernă. Chipuiți-o 22 de milioane, începem dimineața 6-7 și până când toată lumea era cam la 10. Și ne-au scos, da, ne-au scos la... A ieșit la locul de muncă. Ăsta era o fabrică, să lucra. Noi n-am știut că ce să face, dar noi îl construiem atunci. După război, adică când s-a terminat război, ne-a spus că aici a vrut să facă fabrică de cauciuc și benzină sintetică, că nu departe era o mină de cărbuni. Și din cărbuni să facă așa ceva petrol sau benzină sau ce, și să facă cauciucuri acolo. Dar noi n-am apucat timpul ca să facem așa. Noi am construit la locul de muncă, întâlnirea la Meabăv, ne-au adus un fel de zupă. În limba germană îi spune Steckribe în zupă. Steckribe în zupă înseamnă în română sfeclă furajeră. Chestia falite. Dar chipuiță era fiert numai în apă goală, fără sare, fără grăsime, fără nimica. Ăsta l-a duce, dacă eram la locul de muncă, l-a duce acolo. Dar nu era o sală de mesă sau masă unde mâncam. Aduceau mâncarea, tot deținut între noi. Unul vine cu un polonic și se dea ceva castroane rotunde, care când s-au pus în castron, trebuie repede să-l bei, pentru că colegul din spate trebuie să dai la altul castron. Nu era că stai la masă și mănânci acolo. Trebuie lua și repede îl băiai castronul, apa aceea, cum era, cu specla furajeră. Și după ce l-ai băut, ai dat la altul și iar după ce ai mâncat, nu era sala asta liber de masă. Și iar mergeam la lucru. Asta așa au mers cam vreo 2 sau 3 luni de, nu știu precis, cam 2-3 luni de zile. După un timp au început dormitoare, bărățile ăștia și ei nemți, așa și cum le spune, aveau tot bărăși de ăștia. Ce s-a întâmplat? Au început prin doamne și ei științific să spune că fac școală de didare, îi spunea limba germană, Maureșule. Au început să ne selecteze pe ăștia mai tineri, mai copilași un pic. Și atunci ne-au despărțit de fratele. Pe mine m-au dus în alt sector, la alt dormitor, la alte baracă și noi mergeam la lucru în altă parte. Ce-au făcut eșeșul ăștia? Au vrut să construiască bărăci de cărămidă, că ei iarna era rece. Bărăjile ăștia de scândură. Și acolo am lucrat și pe fratele nu l-am mai găsit niciodată. În momentul acela l-am pierdut. Asta ne-au despărțit ei vrând, nevrând. Așa era acolo, la numărul, se uitau la față, tu aici, tu încoace și așa mai departe. Și pe fratele atunci nu l-am mai văzut altul. Și asta așa au mers. Și-au mers până cam prin ianuarie 15-20, așa se vorbește. Dar cum să vă explic lagărul ăsta unde am lucrat eu, să nu credeți că era simplu. Zi la zi, apelul, dimineața, seara, numărătoarea, când intrai, când ieșeai. Era un chin foarte mare, trebuie să stai în picioare să te numere. De erai mort, de erai viu, trebuie la numărătoare. Și v-am spus că Bolonia e foarte rece. Ce făceam acolo la locul de muncă? Goleam saci de ciment și ne luam pe noi. Dar Doamne fer, dacă ne prindea, era în stare să dai 25 la fund sau chiar să te împuște. Și ce făceam acolo? Mai umblam noi cu... Că comandantul ăsta, capul, îi spunea între noi, poate era un pic mai simplu, dar și el era tot de ăsta... deținuți din închisoare adus acolo. Și dacă când intram înapoi la lagăr, categoric le aruncam din pe noi. Pentru că dacă ne prindea la poartă, observa ceva că ești mai solid, mai greu sau ceva, era în stare să dau 5 sau și în stare să te spânzure. Ca la urmă, au început ăștia care au găsit ceva greșeală sau vrând nou respecta locul de muncă, au început și să-i spânzure. Dar
nu mai mult, nu ăștia dintre noi erau, v-am spus, deținuți care erau, le spune, de drept comun, astfel că criminalii, poliții și așa mai departe. Să vă spun că ceva, ăștia, noi evrei avem pe piept steaua lui David, jumate roșu, jumate galben. Asta că însemna că evreu politic. Criminalii aveau un triunghi verde. Politicii aveau triunghi roșu. Și toți aveau, ăștia aveau funcții mai mult între noi. Nu, nici ei nu puteau să meargă afară și mai departe. E atâta beneficiau dacă, Doamne fer, un umor în noaptea care se întâmpla, îți fura dimineața porția. Porția asta rămâne la ei, așa că ei trăiau mai bine. Și asta a fost un chin foarte mare în lagăr. Era, nu puteai suporta treaba asta. Erau iară tot în lagăr, tot ceșeșii, că erau stempe pe plața acolo, să făcea un fel de control. Controlul ăsta era să uitau la tine în față, mergea pe rândul ofițerul ăsta și spunea că care era slab sau ceva, ce că pe tine te duce, mi spunea limba germană, Schonung. Înseamnă că Schonung înseamnă limba germană, că te duce la recuperare. Dar ce se întâmplă? Pe ăștia îi scotea, nu-i mai duce la lucru, și apoi vă să spun la urmă ce s-a întâmplat cu ăștia, ca să mă înțelegeți, care nu mai putut lucra. Și chiar eu, care nu-i de crezut, și eu spun acum la bătrâneță, mă ridicam, îmi ștergeam fața ca să fiu mai roșu un pic, să nu mă vadă slab, că dacă te vedeau slab, îmi frecam fața și dacă mi vedeau că slab, nu mai... Mă scotea și mecă la Schonung. Ce se întâmpla ăștia cu Schonung? E foarte greu de explicat. Că după aceea am știut noi că care au fost înainte noastre polonezii, întrebam pe ei, care știau mai multe, erau și eu un fel, ei lucrau la scriptologie mai mult. Ei țineau evidența noastră cu numărul. Îi spunea Schreibstube. Întrebam, măi, când? Ce se întâmplă cu ăștia? Când ne întâlnim cu părinții? Și apoi ei arătau un coș. Și apoi noi care noi vorbim, că și ei vorbeau evreiești cum vorbim noi, ăștia tot au fost evrei din Polonia, și noi spunem, voi sunteți nebuni. Dacă îi întrebam că ce se întâmplă cu părinții, ce se întâmplă cu ăștia, zice că uitați-vă la coș. Pentru că, normal, noi coșul l-am văzut, dar se simțea fumul în tot partea aceea, se simțea fumul ăsta. Și apoi după aceea am știut toate ce se întâmplă, că ei trei, da. Acum am zis că sunt multe, multe de spus, foarte greu, în dormitor, dormeam câte cam 100 în rând. Dacă unul se turna, trebuie să întoarnă tot rândul, să nu credeți că era un fel de dormitor liniște și mai departe. Ce se întâmpla? Noaptea care a avut nevoie la latrină sau ceva, dacă era cumva la mijloc, la rând, trebuia să treacă peste ori în partea asta, ori în partea aceea, dar nu era voie afară, erau bidoni în dormitor. Nu era voie să ieși noaptea din dormitoare. Pentru că în afară de dormitor erau nemții cu pistoale și erau așa la o înălțime cam de la 2-3 metri și acolo aveau lumână. Și fiecare lagăr era înconjurat cu trei sânduri de sârmă ghipată. Și tot a fost electrificat. Așa că dacă ai prins o sârmă, acolo ai rămas. Dacă prind a doua coră, a treia. Și așa că nu a fost voie să ieșim noaptea, că ne urmăreau de sud, că se vedeau de pe gard, care ieșe noaptea la WC, cum se spune acum, sau la latrină, n-ai avut ce căuta. În altul lagăr, iar unde am fost la lucru, nu credeți că au fost WC-uri cum ăsta. Erau rude acolo și făceai nevoie și terminat. Nici hârtie, nici apă, nici nimica. Și când eram hainele ceva rupte, zice că de altele era tot așa, toți erau, până la urmă, e plin cu păduci. Și
ca să n-ai avut nicio cale ca să te speri, pentru că nu era duș, nu era apă, nu era nimic. Tata era numai când vedeau că sunt tare mulți păduci, am de departe, ne dezbrăca la pielea goală, mai ales seara sau... Și dimineața ne aduceam înapoi, sau era câteodată, câteodată, duminica. Dar asta se întâmpla cam la o lună odată. Luau hainele, le duceau, îi spune, la dezinfectare. Le aduceau înapoi, dar nu mai primeai care erau tale. Primeau un pantalon, o haină, sau un ciorap, sau ceva, și o bonetă. Sunt multe, multe de vorbit, dar e foarte greu, e foarte greu ca să vă spun toate lucrurile astea până am trecut. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? În 45, cam în ianuarie, au început să ne scoată. Noi n-am știut, dar după ce am știut, au intrat rușii undeva pe Polonia. S-a început să lichideze lagărul ăsta de muncă unde am fost noi. Părinții. La lagărul ăsta de muncă unde am fost noi. Și au început să ne mâne exact cum să mână o cereadă de vite. Să nu credeți nici 100, nici 200, cam 10.000, 5.000, 20.000 de oameni, pentru că au început să gorească toate lagerele. Și ne-au mânat ca vite și au putut merge o bărți, cine nu i-au pușcat pe loc. Nu știu pe unde, nu vă pot spune că unde, și am ajuns într-un alt lager, de băgat într-un lager acolo, dar așa cu miile. Și după aceea ne-au spus cine a mai putut vorbi, care mai putere, că oamenii civili au început să facă, să zbere, că erau plini cu morți pe drum. 100 morți, 500 de morți și așa mai departe. Și au făcut, au început să ne-au îmbarcat în ceva ăsta, trenuri marfar, dar deschise. Unde încăpeau 100, puneau câte 400-500. Asta a fost în ianuarie și până februarie. Și am ajuns cu greu în Austria, la Mauthausen. La Mauthausen, acolo, erau mii și mii din toate părțile adunați acolo, din toate lagerele, care au fost mânate ca o cireadă de vite, fără care nu merge la un pușcat. De acolo au fost foarte mult morți. Odată ne-au scos ca să a fost bombardată calea ferată, ne-au scos ceva să lucrăm, dar n-am niciun spor, nu a fost fel de hărmălaie. Că atâta oameni erau de nu mai puteau face nimic. La Mauthausen, acolo, ne-au scos acolo, din lagărul cel mare, acolo înainte de a duce pe noi, a fost un lagăr foarte mare și foarte periculos. Acolo lucrau la o mină de piatră. Să căra piatra, ce se spune că era NATO din ăsta, un orășel mic. Și de acolo ne-au ținut câteva zile și după un timp au început să scoată dintre noi nemți și care nu erau evrei. Vie, Doamne, vrut să-i dai arme în mână ca să lupte contra rușilor și contra americanii, dar noi n-am știut că s-au contra cui. Și atunci ne-au scos pe noi din lagărul ăsta mare, ne-au dus într-o pădurice la Mauthausen. Ce s-a întâmplat acolo? Eram foarte slăbit și două persoane, acum vă spun, poate a fost Dumnezeu vrut așa, m-a întrebat, zice, că pe evreiește, că vă duc că mai departe, persoanele ăștia întreba, zice, de unde ești? Zic, de la Cluj. Și chiar din Cluj? Nu, zic, că din Gherla. Zice, dar din Gherla cine? Nu, zic, că din Fideș. Unul atunci s-a uitat la mine, cine a fost un verișor de-a meu care a fost dus în Ucraina la lucru. El a fost dus ca, îi spune, munca socară, la lucru, l-a dus încă ungurii, și atunci până Ucraina a ajuns până în Austria. Ei ăștia aveau un pic de putere, pentru că mergând pe drum, ei mai probabil mai găsit un pic de mâncare, pe la căs sau nu știu pe unde.
Și lângă el încă a fost unul, doi. Ce s-a întâmplat? Ăsta a fost chiar de la mine din comună. Și el a fost dus cam în 43 la lucru. Și acolo vorbind, unul zice, măi, zice, tu ai avut un frate, zic, da, care a fost dus la Ucraina și așa mai departe. Și... zice, du-te acolo mai încolo și vezi pe frate tău. Zic, am întrebat de la evrește, păi cum să, ce să văd, unde e el? Rătat cu mâna, du-te acolo și m-am dus acolo. Săracul frate meu, ăsta a început din 42, fost pe front în Ucraina, l-a pus, i-a plantat mine și așa mai departe. Așa v-a deslăbit că s-a uitat la mine, dar nu mai a avut glas. Ochii nu mai mișcau încă, am început să prind de mână să, și așa mai departe, dar nu mai răspuns nici cu mâna, nici cu nimic absolut. Și atunci a verișorul ăsta, tot blumira, și cu doi acesta m-a prins de mână și m-a luat de acolo. Când am ajuns în, parcă în pădurizia așa unde am întâlnit cu verișorul ăsta și cu doi acesta și am văzut pe fratele, i s-a dat a doua zi ordin ca toată lumea să părăsească și a început iar să ne mâne ca vitele, cum mânocerea de vidă. Sute de mii de oameni, pentru că ce s-a întâmplat? De aceea nu mai a fost numai lagărul nostru. Au fost toate lagărul care au împrejur acolo. Așa am fost deslăbit că n-am putut să merg. Și virișorul ăsta, că dacă sufla vântul, cădeam jos. Eram un copilaș, am avut 16 ani. Și atunci te-am oprit de braț că dacă nu mai puteam merge, mă împușca. Și m-a dus așa, că am vreo zi și noapte tot ne-am mânat așa încet, dar pe drum ne uitam că locul ăsta e ceva pe jos de mâncare sau ceva, eram foarte slăbiți. Unii spuneau că dacă găseau merci, îl mâncau, dar unde găseai merci? S-a întâmplat tot cum ne mâna, în acolo, jamatul ăsta în Austria. Era un fel de rapiță, spunea că dacă e rapița aceea, are ceva suc roșu în el, dar n-a avut nimeni curaj, pentru că dacă călca din rândul când mergea pe drum, îl împușca. Și am ajuns cu greu, cu vai, într-o pădure, n-am știut unde, și acolo ne-a oprit în pădurice asta. Și în pădurice asta ne-a oprit și toată lumea s-a pus jos care unde a putut. Deja a fost în mai, deja a început să glască un pic timpul. Așa este el morții cum stau pietrele pe drum. Așa am fost deslăbit de am început să luăm coja de pe pom, de pe lemne, nu pom, că dacă era pom, fost fructeră, fel de pădurice, cam sub coja aceea să iasă un pic de mus ceva din el. Și acolo au rămas foarte mult omoriți acolo. Ce s-a întâmplat într-o seară, care m-a putut mișca, nu eu, care m-a putut ăștia, dar ăștia care au fost mai în putere au fost aceia care le-au unit cu noi care au fost pe front, adică au fost la lucru. Ăștia au avut încă pic de putere. Și au început să zbere că au fugit parnicii din pădurile aceea care erau mai la margine, văzând că se duc, nu mai sunt parnici. Și repede chipuiți unde sunt 20-30 de mii de oameni, cum o mărți vocea, nu mai sunt parnici. Ce s-a întâmplat? Asta a fost cam într-o seară. Ăsta care zbirau că nu mai sunt parnici, dar toată lumea a rămas pe loc, că nu știu nimica. Ce s-a întâmplat? Ne-au prins americanii acolo. După ce ne-au prins, să vedem ăștia care mai putut merge, America nu s-a ocupat de noi imediat, au început să mergem. Și ăsta, verișorul ăsta meu și cu doici, haide să mergem. Dar nu știe nimeni că unde, mai să ieșim din lager, să ieșim din pădure, să mergem. Și am ajuns acolo în orășel, îi spune Vez, după ce am știut că... Și ne-am băgat la o casă bombardată și acolo ăștia care mai în putere au găsit ceva haine negre, haine de eșeș, de astea militare, cum se spune.
Repede am țipat jos hainele cu păduci și am luat haine de acolo, dar între timp era aproape unele de altele și altele s-au putut cu păduci. Ca ce se întâmplă, ăștia care mai mereu putere mergeam până oraș și aduceam câte un pic de mâncare acolo în dormitoarele acelea. De acolo am găsit și pe alții, tot de aici, de pânghela. Și-au văzut pe lângă dejunul. Și ăștia care au avut putere mergeau și aduceau câte un pic de mâncare. Pentru că nici nemți, adică austriaci, cum se spunea atunci, nu aveau așa mare lucru. Ce s-a întâmplat odată, am primit un pic de putere, nu, haide să mergem, să vedem, mergem undeva, acasă, sau undeva să mergem. Nu eu, că eu mergem, pe mine mă duceau ei, știți? Eram copil între ei, erau mai în etate. Și-a venit o mașină americană, doi soldați americani cu mașină, unde vreți să mergeți? Vrem să mergem în universitate, poți să ai mașină. Era un camion mare, ne-a pus în mașină și după noi pe unde au mers, tot întrebat, unde mergeți? Casă, sau mergem. Haideți în mașină, că vă duc, eu n-am. Dar noi n-am știut că ce s-a întâmplat. Ne-au dus cu mașina, ne-au băgat într-o cazarmă foarte mare, ne-au dat jos acolo și toată lumea erau pompe, cum zicem noi acum, mașini cu DTT-ul, îi spunea, cu praf de păduci. Indiferent că era părete, că era imob, că era, că atâtea păduci era și tifos, că și apoi l-au dat cu tot și apoi ei au îngrădit cazarma cu armata americană. O zic că nimica. De aici până nu vă punem pe putem, nu merge nicăieri nimeni. Și apoi au început să ne dea un pic de mâncare slavă, că ce s-a întâmplat? Care erau putere, mergeau pe la sate, pe acolo, acolo mai erau găini, mai nu știu ce, și mâncau și mureau. Și pe ăștia, noi americanii, ne-au dat un fel de fulgi de uvăs, după ce am știut noi, cu conderve, că de unde au dat, nu știu, din rația lor sau de unde, și apoi la ei am stat aproape 4 luni și ne-a pus pe picioare și pe urmă zice, acum puteți merge unde vreți. Ne-a dat un fel de pașaport și apoi dragostea asta, cum se spune acum, ați de casă, acasă. Și verișorul ăsta mi-a avut familie când eu deport, când eu dus la lucru, credând că îi se va întoarce soția, copii, iar ăsta din Fidesz-Deutsch, ăsta a avut soție și doi copii, credând, și apoi am ajuns iar acasă. Și, dar spun, dacă nu eram americani, poate murem. Dacă nu eram verișori, ăștia murem. Acum, asta e situația care s-a întâmplat cu noi, ăștia care am putut lucra. Acum, să trecem la părinți, la frați, la surori și mai departe. Ăștia au fost selectați în altă parte. Dar din selectarea asta, care mers pe stânga, s-au selectat ofițerii nemți ăștia, erau, noi n-am știut, mai târziu am știut, erau medici. O selectat așa, băieți sau bărbați înalți care erau cu păr blond, cu șoc albaștri. O să vă spun la urmă pentru ce. Noi n-am știut nimica. O ales, dacă tata și copilul au fost cocoșat, eu ales. O ales așa femeile, cum ziceam noi, femei frumoase, sau femei care vedeau că pot merge și mai departe. Și aici apoi s-a făcut o, cum se spune, hărmălaie foarte mare. Pe ăștia care i-au scos, toată lumea crezând că o să fie mai bine, mă duce undeva în loc mai bun, știi, pe ăștia care i-au selectat. Iar o selectat de aici, au luat mame înalte care erau bune de lucru, dacă aveau copii în brață, îi obliga să dea la bătrâni copii. Cu forța ai vrut, nu trebuie copii. Poate că a fost așa. Bătrânii și care nu au putut lucra sau și mai departe, au fost femeile care au trebuit să dea copii sau mii frumoasă, erau cocoșați și mai departe. Acum să vorbim un pic despre ăștia care i-au bătrân și mai departe. Exact cum s-a întâmplat pe noi, le-au băgat într-o șură mare, cum zicem noi. Și acolo i s-a dat drumul, i-a dat obligator să îmbrece tot așa ca la noi, să se uite la cui și le pui haine pe cui. Dar închipuiți-vă
nu i-a fost, care a fost la lucru, a fost numai bărbați. Sau dincolo care au fost la lucru, femeile au fost numai femei. De aici au fost bătrâni, copii, fel de fel, au făcut să trebuie la pielea goală. Care nu au vrut, mereu așa și cu forța și dezbrăca și împușca pe loc. I-au băgat tot așa, s-au dezbrăcat, i-au băgat, au dus că trebuie făcut baie. I-au băgat în baie și când i-au băgat în baie, au închis porțile, ușile și în loc de apă, pe hornuri speciale făcute, noi am știut de la alți deținuți, nu noi, dar nu cred că noi am fost acolo, nu ne-am văzut, de la alți deținuți, au dat drumul la gaz. De unde o știut ei? Poftim? De unde o știut ei, alții? Cineva a ieșit de acolo, a fost înăuntru și a ieșit? E greu de explicat, nu știu cum să vă spun. După ce i-au dat drumul la gaz, ăsta a făcut-o nemții, care aveau o mașină cu cruce roșie pe el și ei duceau gadul și se urcau pe acoperiș și în loc de apă mergea gadul jos. Și de acolo s-a știut că tot dintre noi, unde a fost crematoriu, acolo, crematoarele toate, tot dintre noi înainte, cu 39 și trecând de 33, au fost aleși care le spune Sonderkommando. Ăștia au știut toate ce se întâmplă acolo, pentru că și ei, e greu, e foarte greu de explicat. După 3 luni trebuie să moară. Și ăștia, după ce au murit, au dat drumul la gaz, ofițerul ăsta s-a scoborât de pe hornul acela, a plecat de acolo și a deschis porțile și a dat drumul la ventilatoare. Și atunci tot dintre noi, Sonderkommando ăștia, erau acolo închis în lagărul acela, ei nu puteau ieși nici încoace, nici încolo, numai acolo să lucreze. Ea e obligația așa, în primul rând. Începând cum au intrat vagoanele, tot ce-o mai rămas de la oameni, de la noi, au fost care și-au mai ținut o haină, au ținut o carte, au ținut un medicament, cumva, pe tot galvarul ăsta, ăsta trebuie să le-au rămas acolo tot. Și ăștia au început așa, selecteze hainele de la ăștia, selecteze papucii, ochelari și așa mai departe, adică tot ce ai dus, păcat. Dar a fost o echipă care o trebuie să margă unde au murit, că după ce au deschis porțile, dat drumul la ventilatoare, aerul s-a curățat. Dar ce s-a întâmplat? Ăștia mi-au spus, Sonderkommando, băieți de acolo, că când, de cum a fost șura cea mare, clădirea cea mare, când a fost șura cea mare, o dat drumul la gaz, atunci, dacă au căzut aici gazul, săracii oameni și copiii de fost, toți au fugit aici. Și toți au murit acolo grămadă, unul peste altul. Și atunci, Sonderkommando ăsta, după ce au deschis porțile, au dat drumul la ventilatoare, o trebuie să margă, se scoate de acolo, de la cum i-au murit acolo la gaz, și să se tungă și să caute la fiecare dacă au dinți în gură. Și pe urmă era altă echipă, după ce lucrul ăsta, altă echipă care îi lua câte un și îi ducea la ardere. La ardere era altă echipă care îi ardea acolo. Era altă echipă care scotea cenușa și pe urmă cu mașinile îi dusdea în vistula. Ce sunt la toate lucrurile ăștia făceau Sonderkommando, ăștia trebuie să facă, dar neștiind, după 3 luni i-o mure. Așa se discută că a 13 comandă, au fost câte 3 luni acolo. Și au fost care, nu știu, 2 sau 3 comandă, polonezi, mi-a explicat, care au fost mai mult acolo, care s-au răsculat. Care între ei s-au răsculat. Dar e greu de explicat, trebuie luni de zile ca să stai să explici ce se întâmplă, pentru că acolo ce s-a întâmplat. Faptul că pe ăștia i-au distrus. Au luat femeile, le-au dus într-un lagăr de lucru. Lagărul ăsta de lucru, exact cum am fost și noi, i-au dus la lucru. Tot cu haine rupte, i-au tuns părul nimic pe cap, i-au dus la lucru. Acum a fost altă echipă care de aici au ales, i-au dus femei la experiență.
Cum, ce s-a întâmplat? După ce i-a dus la experiență, începem cu femeile, hai să începem, ca să vă înțelegeți. I-a pus într-o scaun, le-a dat o hârtie, tot ofițerii ieșești au făcut asta, erau medici ieșești că asta, făcea experiență pe oameni, oamenii mici făcea experiență. I-a pus într-o scaun, le-a dat o hârtie, scrie acolo de unde ești, cum te cheamă, câți ani, ce mai departe. Dar în timpul ăsta era băgat în scaun un aparat care steriliza femeile. Asta una la mână. Erau bărbață care erau cu calbaște creme. Pe ăștia duce în altă parte, dar să nu credeți că într-o zi, asta a fost cu zilele, cu lunile, cu săptămânile. La ăștia le-au dat un pic mai de mâncare să nu creadă că vor muri. Pe ăștia îi duceau, de exemplu, ăștia care au cu calbaște și spuneau că să-i măsoare înălțimea. Dar în timp ce călca el pe ceva, undeva într-o cameră, un pistol se descărca în ceafă. Dea un amure și apoi îi duce la un fel de laborator, îi spune, și în fața eșeșului, ofițerului german medic, punea pe un deținut doctor care să desfacă și să vadă că de ce o calbaștrui începe în rău și mai departe. Tot așa s-a întâmplat cu cocoșață. Îi spunea că hai aici că vezi și apoi îi pușca sau în ceafă sau cumva să nu observe și vorba ăsta îi ducea în laboratorul ăsta, ei ofițerii ieșeși erau acolo, dar toată munca murdarul să facă doctorii. Că săracii doctori dintre noi, crezând, o întrebat că care e doctor, să prezentau, vezi, Doamne, crezând că o să fie locuri mai bune, mai, o să vrea să mai bine mâncare, un loc mai ușor de lucru, mai departe. Dar între timp îi spunea să-i taie, să-i opereze și mai departe, era în fața lor, lucruri murdare. Da. Și pe urmă, erau iară, oase că, cocoșații, fetele și mai departe, cu calbaște. Asta că se făcea experiență pe oameni vii. Dar asta e foarte greu de explicat pentru că asta numai, să nu credeți că noi am fost acolo. Asta ieșeau ăștia care aveau putere să iasă, care aveau de lucru cu strife, vei spune, asta că ei urmăreau câți oameni sunt, câți mor și mai departe. Dar și ei săraci îi omoreau, știți? Și să făcea acolo, să discuta că și s-a pus, s-a făcut din oameni și e foarte greu de explicat și foarte... Și după ce v-ați eliberat, americanii v-au pus pe picior, ce s-a întâmplat? Ați venit înapoi în Gherla? Da. Cum? După aceea, după ce americanii au pus un pic pe picioare, întrebat care cum să, unde vrea să margă. Vă spun sincer, noi n-am știut, dar acum am pus întrebarea. Fost ofițer în armata americană și în armata engleză evrei. Ofițeri și soldați evrei. Ăștia au întrebat, vreți în America, vreți în Israel, vreți unde vreți? Și așa făceau pașaportul, îi spunea Anweisung. Eu n-am zis nimica, unde să mă duc, erau ăștia mai în putere. Acasă, 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 acasă. Și apoi, după ce au făcut Anweisung, care unde vreau să meargă, fost care mă sunt, Belgia, în Franța, în acasă, în Polonia, mai departe, noi am zis că în România. Și apoi ne-au adus cu mașinile americane, care au venit pe partea asta, ungurii, românii, ceoslovacii, mai departe, ne-au adus până la Budapesta. La Budapesta nu mai putut trece, că era Dunărea bombardată, podul din pădure bombardată, ne-o pus jos și apoi pe jos am trecut, era făcut pod militar pe bărci. Acum știu și eu după ce am făcut armata, că pe ponton. Și apoi am venit la Budapesta și acolo nu eu, că eu eram numai care unde mă duceam ăsta, acolo mergeam și eu. Și apoi s-a discutat că vine spre Ardeal, vine un tren odată la 2-3 zile.
Și apoi așa am venit acasă ca vreo săptămână. Am venit, am venit așa Oradea, Clujul, și apoi așa am ajuns acasă, acasă, dar la Fideș. Acasă n-am mai găsit nimica. Singur, a fost frate care a fost dus la lucru, el a scăpat mai repede, el unul singur. Și apoi el nu a găsit în casă nimic, au fost luate toate și am început o viață nouă, fără nimica, fără și așa mai departe. Și de părința, păi, nu mai știu nimica. Și frate m-a întrebat, că ce medic, că nu pot spune nimic, că nu știu, nu știu. După aceea, păi, oamenii care au fost mai în putere, mai cu știință, îi explica, asta a fost, asta a fost, asta a fost, asta a fost. Singurul care pot să spun, domnule, a fost o rușine pentru toată lumea, pentru oameni, pentru copii din leagăn, bătrâni, fără nicio... Nu a făcut nimic rău la nimeni, domnule. A făcut, și-a făcut datoria față de stat, și-a făcut datoria față de ăsta și să... Eu am murit acolo. Venind acasă, fratele meu, cu încă un coleg care au scăpat amândoi, ei au deschis o mică prăvălie. Și au început să lucreze, au venit la oraș, ducea marfă la țară. Și eu am atașat, au venit acasă, tot un evreu mai bătrân, dar familia nici la unul nu i-a mai venit înapoi. Unul Feinstein a avut un pic de măcerere înainte de deportare, la care eu am lucrat cu căruța când o ieră fost dus, la femeie s-am lucrat cu care cu căruța. Femeie s-a cu un copil, a rămas acolo. La Feinstein ăsta am lucrat, i-a lăsat un pic de măcelărie, dar cu timpul nu a fost mai voie să ai particular nimica, s-a făcut un fel de cooperativă și nu mai lăsat nimica. Și atunci am început să lucrăm iară cu cai cu căruța, atunci nu erau mașini, și lucram la Feinstein ăsta. Și am lucrat, și Feinstein ăsta s-a căsătorit, a găsit o fată de al Târgu Mureș care a fost deportată, s-a căsătorit, și apoi la ei am lucrat până în 59. În 59 am primit ordin de chemare în armată. Dar ce s-a întâmplat în comunism, cum zicem noi acum, cine a fost mai înstărit, care, așa îi se spune, că nu a fost originea socială așa bună. Eu dus la lucru, azi, cu armata, trebuie să fac armata la lucru, așa le spune atunci, la lopată sau la armă. Și m-a întrebat pe mine că vreau să fac armata, am spus că dacă am vrut, că n-am mai vrut să mă duc la lucru. Și apoi mi-a spus că vrei să faci armata, zic da, că mi-a fost frică, că dacă nu merem la armată, mergem la lopată. Păi nu, de la lopată am fugit în lagăr, mi-a fost destul că am lucrat acolo. Și am făcut armata și ne-a dus, zic, am ajuns la armată și acolo erau ofițerii politici, le spune atunci. La mine a fost întrebarea așa, ocupația părinților, comerciant, nu era bună. Averea părinților, nu a avut nici avere, era bună. Dacă ai fost închis, poligar, a spus că a fost deportat și mai departe. Nu s-a potrivit nicicum. Totuși, ofițerul politici m-a băgat, îi spune, școala de... ăsta, nu școala de ofițer, școala pentru de sergenți. Așa, păi am fost bine, am fost la Integriană, la Ploiești și Câmpina, am ajuns comandant de tun acolo și a făcut armata 2 ani. Acasă nu m-a lăsat, că în timpul ăsta a plecat în 49 fratele în Israel. N-am fost acasă niciodată în concediu și am făcut 2 ani de zile armată, m-a făcut sergent și a vrut să mă trimită la școala de ofițer, dar nu s-a potrivit originea socială. Când bogat, când sărac, când... Deci că dacă a avut prăvălie, a fost bogat. Dacă averea, pământ, așa ceva, nimica, era proletar, știi? Dar povestea e lungă. Totuși am făcut lumea, dar 2 ani, am venit acasă și, da, după 2 ani, acum, nu știu cum să vă spun, poate religios, să părinte un religios,
nu mai fost fete de evreu. Nu au fost fete de evreu. Și eu, fiind și eu acum în vârsta căsătoriei, nu știu ce, și-am găsit o fată care a întrebat-o că vrei să fii soția mea. N-am făcut curte nimica, dar umblând la lucru cu cai încoace încolo, ne-am cunoscut. Acolo până vecini ne-am cunoscut. Dar un singur lucru acum pot să spun și dacă au auzit dumneavoastră. I-am spus, bine, fii atent că încă au rămas chestia asta că sunt evreu. E foarte, foarte greu de explicat, să știți asta. Zic, eu știți evreu, ei au fost reformată. Și i-a spus la soție, vezi, să nu crezi că deja am ajuns, am lucrat cu cai, am avut căruță, am avut, umblam un pic mai bine îmbrăcat și mai departe, am avut ceas la mână care nu erau încă la copii de țăran. Părinții nu au fost de acord, i-au spus că da. Până la urmă, i-au fost o fată săracă și au fost trei frați în familie. Până la urmă ne-am căsătorit. Eu am rămas cu legea ei, eu am rămas cu legea mea. I-a spus, du-te la biserică mai departe. Trecând anii, ne-a născut o fetiță, o chemat-o Blue Berta. Fetița a făcut grădinița și la maghiar, și la români. Până la urmă, a ajuns ne-am mutat în Gherla, în 62, și aici a făcut până la clasa 12 aici, în Gherla, la Ana Ipatescu, la Petru Maior. Și când a terminat 12 clase, a dat examen și a reușit foarte bine, a fost între primii, și a dat la cibernetică economică la București. Noi vrând să facem, vorbind maghiara cu soția, cu mine evreiește, cu, la școală românește, am vrut să facem profesoară. Și nu i-a plăcut, am zis că este fracă, așa era atunci, cibernetică economică. Și-a făcut cibernetică 5 ani la București, terminat-o și atunci erau repartizări din oficiu. Repartizat-o la Oradea, acolo s-a cunoscut tot cu un, cum zicem noi, jumătate evreu, și s-a căsătorit și am un nepot, are 31 de ani și el a terminat economia și viața merge dinainte. Soția o cheamă Brum Rosalia, născută în Fideșul Gherlei, de fapt o chemată Ida Rosalia. Suntem împreună de 62 de ani. 62 de ani. Eu am 87. Eu am 81. 81. Suntem împreună aici în Gherla. Avem o casă și suntem fericiți amândoi. Soția de naționalitate maghiară și eu sunt evreu. Și eu sunt foarte mulțumit că un soț foarte bun.